Dumnezeu și bine m-a găsit la proful online, deci zic de matematică. Deci de matematică. Lasă. A, 7. Și te rog, azi în 13, nu? Da. 13A. 12.2018. Zi-ne ce problemă avem. Trapezul isus cel ABCD cu AB paralel cu CD. Geometrii facem, da? Da. Geometrii. Deci, în ipoteză, avem trapezul isus cel ABCD. ABCD. Trapez. Da. Isus cel. Când am zis trapez isos cel, în mintea ta cea, ce s-a declanșat? Laturile paralele sunt congruente. Așa. Diagonalele sunt congruente. Așa. Și unghiurile de la, alăturate la bază sunt congruente. Da, unghiurile la bază, fie baza mare, fie baza mică, da, sunt congruente. Deci acest lucru imediat o făcut în mintea noastră. Apoi, mai departe. AB paralel cu CD și AB mai mare decât CD. AB paralel cu CD și AB e mai mare decât CD. AD adică e egal... AB, AB este baza care? Mare. Baza mare. AD este egal cu CD, egal cu BC, egal cu 36. AD egal cu CD, CD egal cu BC, egal cu 36. BC și egal cu? 36. 36. Adică ce vrea să spun aici? Laturile neparalele și cu baza mică, așa înțeleg eu, nu? Sunt congruente. Parcă sunt congruente. Vedem exact în discuție. Deci AD ai spus CD și BC, da? Da. Mai departe. Măsura unghiului B este egal cu 60 de grade. Măsura lui B egal cu 60 de grade. Așa. Calculați. Măsura unghiului ACD... Concluzie, da? Da. Amic, nu? Întrebări sunt acum. Da. Măsura? Măsura unghiului ACD. Măsura lui ACD. Și B perimetrul trapezului. Și B mic perimetrului ABCD egal cu 5. Să desenăm și un trapez. Ai spune că AB baza mare e în sus, da? Noi de regulă desenăm așa, un trapez, nu? Tu cum obișnuiești? Așa o obișnuiești? Da, eu de sus în jos. Deci, iată, baza mare, asta AB, AB, CD. Baza mare, baza mică și că AD, AD cu CD și cu BC, toate sunt de 36. 36, 36, 36. Așa ne spune ipoteza. Și că unghiul B e de 60 de grade. Așa. Trebuie să găsim măsura lui ACD. Deci, iată, așa arată de semnul și acum să vedem măsura lui ACD. A, C, A, C, D. A, C, D. Deci duc diagonala și A, C, D, ăsta ar fi unghiul. Câte grade are unghiul de aici? Ia să vedem, dragilor, cum... Davide, cum gândim aici? Deci, acesta e unghiul care este cel. Da. Păi ar putea să arătăm că ADC este congruent cu ABC. Deci, mai întâi să vedem aici. Din trapez, latura și se sunt egale, da? Dacă unghiul ăsta e de 60 de grade, cât va fi unghiul din coace, de 60 de grade, care este trapezul social? Iar unghiul ăsta două, cât sunt? E 60 cu 60 este 120. 100, 360 minus 120. Este 240. Deci 240 împărțit la 2, 120. Dar uite cât e chin. Noi știm că într-un latură, în paralel, unghiul ăsta și cu ăsta fac împreună 120 de grade. Dacă este 60, este urmă 120. Ai făcut o formă pământului. Suma unghiului fac atâta și nu ce, vezi că după ăsta 2 și să împărți la 2. Dar simplu, 60 și 120. Bun. Acum, nouă ne se cere să găsim unghiul de aici. Hai să vedem cum gândim. Păi știind că se iau toate proprietățile diagonalelor de la paralelo, de la de punghi, romb și pătrat. La trapez nu se iau. Nu, nu, nu. Uite, păi atenție, multe, da. Suntem trapez, am părăsit paralelismul de pe acolo, de la paralelogram. La paralelogram
erau laturile opuse paralele de o câte 20 de ani. Acolo erau multe proprietăți, dar aici numai două sunt paralele. La trapez. Unghiul ăsta de aici care se cere, mai poți să spui tu cu care unghi ar fi egal? Deci unghiul de aici, cu care unghi ar fi egal? Cu cel de la A, din partea... Citește câte litere. De AC. Cu DAC. Din ce motiv crezi că astea două sunt egale? Care-i motivul? Păi ADC este triunghi isoscel. ADC este isoscel, deci, da. Deci unghiurile de la bază sunt congruente. Unghiurile sunt congruente pentru că am avut 36-36. Da. Și atunci? Păi dacă sunt... Așa. Păi o 360... Nu. 180-120 este... 60-30 de grade. Vezi? Rapid a ieșit. Deci rapid a ieșit 30 de grade. Chiar am răspuns la întrebare. Care a fost aici? De ce a spus să... Vezi? Mi s-a cerut unghiul ăsta. Da. Și eu m-am dus foarte repede. Cu care ar mai fi ele ca? Cu celălalt din partea din cealaltă. Ce motiv? Pentru că este triunghi social. Asta e. Și avem unul cunoscut, cele două sunt egale. Mi-a rămas 60 și împărțit la 2, 30, da? Da. Bun. ABCD, perimetru. Păi, am 36. Asta e reștim, 36. Da. Asta, baza mare, cum află? Păi, vă luam înălțimea. Să duc înălțimea, nu? Da. Nu? De unde să o duc? Nu. Păi, aria apar... trapezului este egală cu H, o pe lângă bază mare, plus bază mică, în paranteză. Atât? Da, supra 2. Foarte important. Foarte important. Baza mare plus baza mică. Nu, H pe lângă baza mare plus baza mică. Ori, mă mulțumesc, da, invers. H-ul poți fi la sfârșit. Da. Întrebarea lui, nu are ani cerut problema asta. Perimetru. Adică trebuie să aflăm suma tuturor laturilor. Asta e perimetru. E trebuie baza asta. Deci tot efortul facem să ne ducem pe culoarul ăsta să vedem baza, cum o putem găsi. Păi... am putea să luăm spre comparare triunghiurile ADC și ABC. ADC. Care e isoscel? Da. Cu cine? Cu ABC. Cu ABC. Este el isoscel? Păi știu că... Stop. După părerea ta, este ABC isoscel? Nu prea. Păi gata. Gata, a dispărut problema. Nu poți să compari acele două. Că ăsta e isoscel și celălalt, mă, n-au nicio treabă unul cu altul. Ne trebuie baza AB. Nu? Neapărat. Cum facem? Cum facem? Trebuie o idee. O idee ne trebuie urgent. La matematică totdeauna îți trebuie o idee. Mai ales la geometrie. Dar nu degeaba am aflat unghiul ăsta înainte. Poate ne folosește. Deci știm acum că este 30 de grade și ăsta. Tot era câte grade? 60. Și cât o rămas să fie asta la altă? 60. Nu, 30. 30? Sigur că da. Și altul 30. Care? De la ce? Asta de aici? Da, 30. Păi de ce să fie 30? Cât era tot, am zis mai devreme? 120. Și dacă ați văzut 30? 90. Deci a rămas asta să fie 90. Păi o să fie cel proprietatea de angul de 30 de grade. Deci ipotenuza este... Nu, cateta este jumătate din ipotenuză. Deci într-un triunghi dreptunghi. Da. Cateta care se uite spre unghiul de 30 de grade, jumătate din ipotenuză. Da, și atunci AB este 36/2. Vezi? Gata, s-a făcut. 36/2, deci asta este 72 și gata e perimetru. Da. Care a fost ghiba aici? Hai să-ți vedem. Ce ți-a lipsit ții din aici, intrat în problemă? Nu am observat că și cel unghiul C este de 90 de grade și unghiul A este de 30 de grade și de acolo. Deci s-a rupt problemă, dar mai devreme s-a rupt ea din momentul în care am înțeles că ăsta e isoscel. Fără chestia asta nu puteam să ne ducem. Deci fără ideea că triunghiul ăsta este isoscel, încât să știm că e 120, 30 și 30, nu aveam cum să fie problema. Nu puteam să spunem, uite, 60 odată în două, din mă rămas 30. Iată aceste două lucruri foarte importante în problemă. Da? Deci trebuie să avem tot timpul
maxim în concentrare și spun nimic din ipoteză nu-i dat aiurea. Demonstrație. Te rog să mă duc cu la demonstrație. Păi, măsura unghiului A așa este egal cu... Mai întâi luăm triunghiul ADC. Deci fie triunghiul ADC în care avem AD 30 de, egal cu DC egal cu 36 de grade. Deci AD egal cu DC egal cu 36 de centimetri. Să zicem, da? 36 da. Centimetri. Și rezultă de aici, rezultă de aici, când triunghii care două laturi sunt egale, ce fel de triunghi este? Isoscel. Triunghiul ADC, triunghiul ADC, isoscel. Și rezultă? Și fiind isoscel, rezultă... Că unghiul A este congruent cu unghiul C. Din trei litere. D-A-C, măsura lui D-A-C, egală cu măsura lui... D-A. D-C-A. D C-A. Și dacă unghiurile acestea au aceeași măsură și cum de desubt unghiul din D este de câte grade știut? Cu măsura lui A, D, C. Măsura. Măsura lui A, D, C. Dar cu 120 grade. Trebuia să arătăm de ce 120 grade. Nu a fost dat în ipoteză. Păi măsura lui A este egal cu 60 grade. Așa deoarece... spune. Deci măsura, măsura unghiului D-A C, B. Da. Sau B, cum e dat, sau A. Măsura lui B este egal cu 60 de grade. Deci măsura lui B egal cu măsura lui A. Egal cu, egal cu 60 de grade. De unde este dat asta? Din ipoteză. Da. Și cum de desubt unghiul din A plus unghiul din de fapt 120 de grade. Da. Vezi tot trebuie de adaptat, că profesorul nu știe, citește gândurile. Ce se întâmplă? El citește, ce i-a arătat. Deci cum pe de altă parte, măsura lui A plus măsura lui D egal cu 120 de grade, din cele două rezultă că măsura lui... Egal cu 120 de grade, rezultă atunci din cele două că... 120 de grade. Nu, măsura lui A plus măsura lui D fac 180 de grade. Așa, 180 de grade. Atunci rezultă că măsura lui D egal cu 120 de grade. Și dacă am aflat pe măsura lui D, știm pe D, atunci, din toată povestea asta, deci cum măsura din triunghiul acesta, din A, de cât, cum măsura lui D plus de două ori măsura lui D, D, A, C, măsura lui D, A, C, este egal cu 180 de grade, reiese că, îndată, din cele măsura două... Măsura lui D-A-C egal cu 60. Măsura lui D-A-C. Dar era bine dacă scriam măsura lui D plus măsura lui D-A-C plus măsura lui D-C. Da, sunt de două ori, de două ori. Că-i triunghi isoscel, nu? Da. Da? Deci tu spui așa, că să fi spus, dacă mă luam în calcul că ele sunt egale, și atunci apare chestia asta, da? Deci de aici rezultă că măsura cui? Măsura lui DCA. DCA. Egal cu 30 de grade. Și atunci, dacă DCA egal cu 60 de grade și cum tot DAB, măsura lui DAB egal cu 60 de grade, rezultă din cele două că măsura unghiului CAB, măsura lui CAB, egal cu câte grade? 120. CAB. CAB. 90. CAB. 90. 90. CAB. 90. CAB. CAB era de jos, da? Sigur că da. Ai, că tot a fost de 60. Am înțeles ACB. CAB, tot am spus CAB. Da, da. 30 de grade. Deci litera la mijloc este, da? De 30 de grade. Și acum, spunem așa. Deci noi trebuia să răspundem la punctul A. La A mic, am arătat că măsura lui DCA, da, măsura lui DCA, egală cu măsura lui DAC,
Quindi 2 a 2. Și egală cu 30 de grade. Pentru punctul B, mai avem următorul lucru. La punctul B. Perimetru. Pentru perimetru. Și pentru punctul B, redactăm. Spunem. În triunghiul, luăm triunghiul. Care triunghiul AHB. A. A. Măsură lui B A. Avem. Două puncte. Și avem? Măsură lui B A.